În perioada sărbătorilor, românii obișnuiesc să își umple mesele de Crăciun și de Revelion cu cele mai alese bucate. De la mâncăruri tradiționale, cum sunt chișca, cârnații și toba, la preparate precum salata beef sau chiar cozonacul. Anul acesta însă se anunță o masă mai sărăcăcioasă pentru români, principalul motiv fiind prețurile ridicate în magazine ca urmare a creșterii inflației. Față de 2022, alimentele s-au scumpit, per ansamblu cu 20%. Asta înseamnă că românii vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare pentru mesele de sărbători. În plus, produsele tradiționale s-au scumpit cu aproximativ 30%. Alimentul vedet al sărbătorilor de iarnă, carnea de porc, este posibil ca în perioada următoare să se scumpească, întrucât și cererea este mai mare, iar România nu a scăpat de gripa porcină. Ne vom limita la un strict necesar, nu vom face risipă ca în alți ani. Și sperăm să nu suferim la buzunare. S-au scumpit. Câte o leacă din fiecare. Înainte luam un kilogram de carne de tocată sau un kilogram de porc sau asta și mai făceam mai mult, făceam julfă din asta. Facem și anul ăsta, facem julfă, dar nu de aia tradițională cum era odată. Luăm așa mai plăci din astea de napolitană, cu nucă am acasă, cu o leacă de cacao, cu așa. Cârnăcior, în loc de un kilogram de cârnăcior, am să iau un sfert. În loc de jumătate de kilogram să fie pe masă de fiecare, o să fie câte 100 de grame. Că trebuie să avem și pentru doctori și pentru medicamente și pentru mai mult. În cont că eu sunt și diabetică, deci cred că cât se poate, tintă fiecare cât un pic. Da, știu că s-a scumpit foarte mult, n-avem ce să facem, trebuie să ne adaptăm, da, mergem mai departe. O să arate tot plin, mai puțin, dar o să arate, nu... Nu moare nimeni de foame. Prețurile astea sunt, dar să fac sacrificiu, nu faci tot timpul. Deci dacă vrem să fie ceva, mulțumim Dumnezeu că avem de unde să putem face ceva. Va arăta un pic diferit, chiar că am avut niște probleme și chiar de data asta am tăiat de pe listă porcul. Dar tot vom avea ceva, însă e un pic diferit. Am avut niște cheltuieli și niște probleme și nu, și toate s-au scumpit și încercăm un pic să ne restrângem ca să nu facem cheltuieli pe care nu le putem acoperi după. Deși toate produsele s-au scumpit, ieșenii vor face sacrificii să aibă puțin din fiecare pe masa de sărbători.